În intervalul ianuarie-iulie 2020 se constată o scădere a numărului asistenților personali, se arată într-o informare a Direcției de Asistență Socială de pe lângă Primăria Suceava. Totuși, în prima jumătate a anului, Primăria Suceava a angajat nouă asistenți personali. Dacă la începutul anului în evidență erau 390 de asistenți personali, la începutul lunii iunie la direcția de asistență socială erau înregistrați 364 de asistenți, dintre care 263 pentru majori și 95 pentru minori, în timp ce 6 asistenți erau în concediu pentru creșterea copilului. În prima jumătate a anului, primăria Suceava a angajat 9 asistenți personali. Pe de altă parte, în primele 6 luni ale anului 2020 au încetat 35 de contracte de muncă, dintre care 23 ca urmare a de persoanei cu handicap grav. Astfel, sucevenii respective au rămas fără slujbă deoarece, conform reglementărilor în vigoare, asistentul personal încheie contract individual de muncă cu primarul unității administrativ teritoriale, pe raza căreia bolnavul cu handicap grav domicilează, iar respectivul contract i-a sfârșit odată concetarea din viața persoanei cu dizabilități grave. În perioada la care facem referire, 5 contracte de muncă au încetat la cerere, iar 4 pe fondul decesului salariaților. Încă 3 contracte de muncă au fost desfăcute după încadrarea persoanei asistate în altă grad de handicap la expirarea duratei de angajare și respectiv datorită pensionării. La jumătatea anului 2020 s-a remarcat o tendință de creștere de la 460 la 471 respectiv cu 11 a numărului de cereri pentru acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav. Numărul asistenților personal s-a diminuat, iar cel al indemnizațiilor a crescut deoarece, în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Familiei și al Ministrului Administrației Publice din 2002, persoanele cu nevoi speciale ale pot opta pentru plata unei indemnizații lunare echivalentă cu salariul asistentului personal.